Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecție RM. În această seară, invitații sunt Olga Volkovski, medic epidemiolog, șef adjunct Centrul de Sănătate Publică, Municipiul Chișinău. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara. Mulțumim pentru că ați găsit timp, că știu că aveți mult de lucru acum și mai ales că ultimul timp sunt multe solicitări. Artur Mucerski, stilist, părinte al unui copil care a suferit o toxinfecție alimentară. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Cum se simte copilul? Deja mai bine. Mai bine, slava Domnului. E sănătate multă. Mersi. Și Iurie Cojocaru, șef secția Sănătatea Copiilor și Adolescenților, Centrul de Sănătate Publică, Municipiul Chișinău. Bună seara și bine ați venit la noi. Iarăși vă mulțumesc că ați găsit timp. Cum v-ați dat seama, dragi telespectatori, astăzi discutăm despre sănătatea copiilor în municipiul Chișinău, despre cazurile de toxinfecții sau gastroenterite acute și multiplele cazuri de care au apelat părinții atât pe rețele de socializare, dar bine, asta nu este o soluție, care s-au adresat la medicii de familie și la Spitalul de Infecțioase Lomonosov și alte situații care în decurs de vară se devin mult mai acute și necesită răspunsuri adecvate și răspunsuri constructive, care le vom primi astăzi din prima sursă. Vreau să încep cu această situație despre care am vorbit și anume aceste cazuri în 5 grădinițe. Eu doar am citit în rețele de socializare, sunt și eu cu copilul meu victima acestui enterovirus sau cum se mai spune el. Spuneți-ne ce se întâmplă la noi în grădinițe și din ce cauză nu toți părinții se adresează. Este vreo legătură între multiplele cazuri de intoxicare și cu regimul sanitar din grădinițe? Lipsește ceva? Sau dumneavoastră ați mers în toate aceste grădinițe și ați făcut niște controle la început de an? Din ce cauză? Sau nu trebuie să ne agravăm? Dar nu este gravă situația și nu este o epidemie? Ce se întâmplă? Doamna Volkovski, dumneavoastră, vă rog frumos să răspundeți. Mulțumesc! Într-adevăr, cum se începe sezonul estival, cum este problema bolilor intestinale acute sau așa numite boli diareice acute? Și din toate bolile diareice acute care sunt înregistrate, în 78% plus minus sunt înregistrate aceste maladii la copii. Ca atare, dintre copii, undeva în 47% sunt copii organizați, vârsta 3-6 ani. Și, desigur, dumneavoastră, dacă spuneți de infecția enterovirală, vreau să vă zic că bolile diareice acute, ca boli infecțioase, ele se împart în două grupe. Cele bacteriene, care sunt provocate de bacterii, de microbi, cum ar fi dizenteria, salmonelozele, toxinfecțiile alimentare, și totodată aceste infecții se transmit pe trei căi. Calea alimentară, prin alimentele contaminate, calea hidrică prin apă contaminată cu microbi și calea habituală prin jucării, prin diferite obiecte de uz casnice. Dar a doua grupă de infecții sunt bolile intestinale provocate de virusuri. Acestea, majoritatea, sunt infecția rotavirală și infecția enterovirală. Dacă infecția rotavirală este mai des întâlnită la copii de vârstă fragedă și mai des, mai frecvent, se întâlnește în sezonul rece, atunci infecția enterovirală se înregistrează începând mai ales cu lunile mai, iunie. Picul îi lunile iunie-iulie. În fiecare an aceeași situație? În fiecare an, însă situația în anul curent până fi este liniștită. Dar ca atare, în linii generale, bolii diareice acute, ca atare, sunt în ultimii ani într-o stare tensionată, deoarece chiar și 5 luni, dacă să luăm 5 luni, majorarea morbidității este cu 20% comparativ cu perioada similară din anul trecut. Dacă luăm infecția enterovirală, pe 5 luni avem 38 de cazuri înregistrate, dintre care 15 cazuri printre copii. Și dintre aceste 15 cazuri printre copii, 6 copii sunt organizați. Dar vreau să vă zic. Deci majoritatea sunt copii care nu frecventează instituții. 6 copii, da, frecventează, și ceilalți 9 nu frecventează grădinița.
în luna iunie s-au înregistrat mai multe cazuri deja. Dar sunt confirmate 16 cazuri. Nu e alarmă deoarece sunt cazuri sporadice. Și ce se întâmplă? Fiindcă infecțiile enterovirale, care sunt provocate de mai multe feluri de virusuri, ele se transmit afară de cele căi, se transmit și prin contact direct cu bolnavul sau purtătorul de virusuri. Și atunci când, mai ales, care periculoși sunt bolnavi cu asimptomatici, adică care au o formă ușoară de boală. Și atunci poate și părintele să aibă o infecție enterovirală și aduce copilul la grădiniță și atunci acest virus poate să fie contact cu alte copii sau și poate să transmită boala. Iată, de aceasta e periculoasă. Dar ca atare, până fi, se înregistrează cazuri sporadice. Nu a fost niciun caz consecutiv, deci 1 și apa 2-lea în grădiniță cu infecție enterovirală. Vă răspund eu de ce se înregistrează cazuri sporadice. Pentru că părinții le e frică să meargă să declare suscitare, copilul lui are aceste simptome. Și peste o zi, două, își duce copilul la grădiniță, bine mersi, și devine purtător. Și aici vreau dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de medic, epidemiolog, să spuneți, să atenționați părinților care au așa cazuri, să le fie un pic de, nu știu, de lecții, de informație utilă, să nu ducă copiii dacă au simțit așa simptome. Ei sunt într-un moment oarecare, luăm o latură doar a acestei cum se molipsesc copiii. Corect, doamna Răducan, eu chiar vreau să atenționez părinții, fiindcă nu mai se văd în mass media petiții și plângeri, dar nu ia părintele să adreseze la medicul de familie. Fiindcă orice simptom ai bolii a copilului trebuie să-l pui în alertă pe părinte. Și atunci, în primul rând, el trebuie să se adreseze. Dacă este noapte, dacă cheamă salvarea, și atunci informația de la medic vine la centrul de sănătate publică prin sistemul de alertă epidemiologică. Și atunci specialiștii centrului de sănătate publică cunosc situația și poate să iasă în focar. Dar dacă ei nu cunosc situația, deoarece sunt grădinițe care toți părinții spun, da, și la mine a fost simptome, și la mine, dar doar un copil este înregistrat ca bolnav. Responsabilitatea părinților în cazul ăsta. Sigur. Și ei sunt purtători și ei transmit mai departe și ea devine molipsitoare. Da, și încă o rugăminte la părinți. Dacă careva simptome apar la copil pe timp de noapte, nu trebuie să duceți copilul. Eu înțeleg că toți vreau să iasă la serviciu, unde să ducă copilul. Nu duceți copilul. Puneți în situație alarmantă și alți copii, deoarece poate să infecteze de la copilul dumneavoastră. Și copilul vine cu simptome ușoare dimineață, dar dimineața se începe. Sau vomă, sau uneori chiar după zilele de odihnă se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci, desigur... Încă o întrebare și trecem la colegi din platou. Spuneți-mi, în ce situații se declară carantină într-o grupă sau alta din grădiniță și câți copii trebuie să se adreseze la spital ca să fie ca să vină medicul de la dumneavoastră, infecționistul, să spună că această grupă este închisă? Ca atare, carantină spune numai la bolile convenționale, cum ar fi holera, cum aici ar fi... Nu. Aici se spune că se pune supraveghere medicală după contactație din grupă. Dar copiii la orice caz, sunt lăsați un acasă? Caz, nu. Un caz, dacă se înregistrează, el în primul rând trebuie să fie bolnavul izolat. Asta e în primul rând, să nu rămână bolnavul în grupă. Și copiii se supraveghează maximum perioade de incubație la boală diareică acută, 7 zile. Dacă 7 zile a fost liniște în grupă, acesta a fost un caz sporadic, un caz singur. Dacă noi vedem că sunt 2-3 cazuri, desigur, trebuie să fac și dezinfecție terminală, dar conform... Cine? Medicul de la Centrul de Sănătate Publică împreună cu lucrătorii de la grădiniță sau numai lucrătorii de la grădiniță primesc documentul de la Centrul de Sănătate Public și fac singur asta? La fiecare caz de boală diareică acută în instituțiile preșcolare
este organizată și efectuează grupul de dezinfecție profilactică a Centrului de Sănătate Publică la fiecare caz. Și acolo îi învață în continuare ce să facă personalul din grupă, ca să facă în continuare dezinfecție deja curentă, pe parcurs. Adică acesta e obligatoriu. M-ați întrebat când e caz de izbucnire, cu alte cuvinte, nu carantină. Conform ordinului Ministerului Sănătății, dacă e caz, sunt 5 cazuri în grupă consecutiv, într-o grupă, sau care poate să fie și în 2-3 grupe, dar să aibă legătură între ele, atunci, în cazul acesta, se sistează grupele pe o perioadă de incubație și până acum, se efectuează. Foarte bine răspunsul dumneavoastră îmi dă posibilitatea să trec frumos la Artur să-mi spună la ei în grădinița 100, că avem dreptul deja să spunem, îmbolnăviri de acest caz au fost 7, din câte eu am sesizat la părinți. În grupă la copilul dumneavoastră aveți băiețel, 7 cazuri. Dintre toți 7, cine s-a adresat la medic? Sincer, spunea că cineva a mers, dar nu este fapt că într-adevăr părinții au mers, da? La fel și mama copilului meu, că în ziua de azi, cum îți deprinși părinții, ei ori se tem să meargă la medic, da? Pentru că cine știe acolo, nu de obicei te duci deodată, medicii noștri ceva se întâmplă, ceva nu înțeleg cum să lămurească un caz, ceva, antibiotici, da? Uh-huh. Și la fel la noi lumea în ziua de azi a început cumva mai așa, mai sănătos, mai încearcă, da? Prin remedii mai naturale, nu știu, alt tipuri de medici. Și dacă, chiar dacă te duci la un, cum îi spune, tipul ăsta de medici care homeopați, da? Uh-huh. E acolo, evident, nu se registrează cazul, corect? Uh-huh. Dar nu este cazul în situația la noi aici în studio, apare o problemă, apare situația că noi nu avem încredere, doamnelor și domnilor, nu avem încredere în medicii noștri. Ce se întâmplă noi în societate? Asta, dar și nu numai, eu cred că în primul rând, mi-e interesant, câte ori, hai să nu spunem pe zi, dar pe săptămână, personalul medical trece prin grupele copiilor. Să intereseze, să uite, băi, poate cineva este mai... La grădinița 100 este asistentă medicală? Din câte știu, da. Păi și ea ce a făcut? Eu nu știu ce a făcut. Au sunat seara pe mama copilului, a întrebat-o gen cum se simte și vorba a mers doar de băi, uite că noi până în ziua de azi le dădem așa un tip de mâncare, astăzi le-am dat, puțin le-am schimbat regimul și poate cumva nu s-a digerat mâncarea. Băi, hai, serios? Da, deci noi nu discutăm la nivel profesionist și suferă copiii noștri. Da, 7 cazuri, dumneavoastră nu v-ați înregistrat din câte știu eu, da? Sau ați fost la medic? Eu am mers și am înregistrat. Și Centrul de Sănătate Publică a primit informația despre un singur caz. Despre un singur caz. Da, am înțeles. Evident. Eu mai am informații despre grădinița 23, grădinița 127 și o grădiniță privată. Vreau să vă zic că la fel din aceste grădinițe, mamele doar au scris pe rețele de socializare și dintre care numai câte 1-2 au fost. Domnul Cojocaru, mie îmi pare foarte rău că se întâmplă că părinții nu au încredere în medici și acest val de frică de antibiotici, de nu știu ce, generează o altă problemă. Domnul Cojocaru, un părinte m-a rugat foarte, foarte tare să vă întreb despre faptul cum se petrece regimul sanitar și de dezinfectare a WC-urilor pentru copii, având în vedere că statul nu acordă buget pentru aceste obiecte, acest de uz pentru... Deci regulamentul sanitar prevede de câte ori trebuie de petrecut igienizarea în grupe, în băi, dormitoare și alte spații. Deci evaluările care le desfășurăm obligator se concretizează prezența detergenților, prezența substanțelor biodestructive sau dezinfectanților, cum le numiți. Modul de procurare a lor, deci nu pot să vă spun care, pe noi ne interesează dacă vorbim de substanțele biodestructive, să fie avizul sanitar la ele, să fie instrucțiunea sau modul de utilizare a lor, ca ei să le utilizeze corect și să nu fie cu termenul expirat. Aveți niște denumiri specifice de aceste substanțe biodestructive? Sau deci, de unde? Substanță... Pentru că, din câte îmi dau eu seama, părinții le procură în unele grădinițe. Și fiecare vede cum crede el. Piața la noi e foarte... Cum se produce acest mecanism? Explicați ca deci, să înțeleg. Este registrul de stat de înregistrare a substanțelor biodestructive. Deci, Ministerul Sănătății a omologat la 200 de
preparate biodestructive care pot fi folosite. În modul lor de utilizare e obligator indicat care e acțiunea lor asupra microorganismelor, virusurilor, richeților și altor. Deci, când se procură, trebuie de văzut care este spectrul lui de acțiune, care este durata lui care trebuie să fie în contact cu suprafața ca să nimicească orice agent patogen. Deci este obligator să fie modul de utilizare împreună cu avizul sanitar la aceste substanțe biodestructive. Am înțeles. În caz, na, ați mai vrut ceva să adăugați? Astfel. În cazul când, iată, se întâmplă așa situație și trebuie să dezinfecteze și să producă un alt fel de, da, de mecanism de distrugere a acestor bacterii sau virus, ce propune Centrul de Sănătate Publică? Deci, cum a menționat și doamna Valkovski, în primul rând se petrece dezinfecția de către serviciul nostru, în grupa care a fost afectată de careva infecții. Ulterior, medicii epidemiologi le recomandă cu care substanță biodestructivă trebuie să prelucreze suprafețele, care trebuie să fie concentrația acestei substanțe și care trebuie să fie frecvența. Plus la asta, în grupele care sunt afectate de boli de rece acute, se interzice folosirea covoarelor, jucăriilor, tot ce poate fi ca o sursă în continuare de infecții. Deci, în perioada de supraveghere care am menționat doamna Valkovski, sunt niște restricții care personalul este cunoscut la momentul evaluării. Și verificați dacă s-a întâmplat toate aceste lucruri. Sau stați acolo în timpul când se... Veniți prima dată, le aduceți la cunoștință ce trebuie să facă și după aia veniți cu verificările. Oricum se verifică ulterior dacă se respectă regimul de supraveghere medicală. Dar este un caz într-o grădiniță, în curtea grădiniței a fost făcute niște săpături la o adâncime foarte mai mare decât de obicei pentru a atrage niște țevi și întrebarea părintelui a fost, acest pământ care a fost scos în grădiniță, era cazul ca să vină Centrul de Sănătate Publică ca să dezinfecteze zona aceea unde copiii se joacă și peste 2 metri a fost făcut, a scos pământul de la distanță, de la... Dumneavoastră, considerați că pământul care e mai la adâncime e mai poluat ca cel care e mai la suprafață? Deci, în primul rând, trebuie să fie coordonare cu direcția respectivă de sector. Părinte, cred că da. Că se produc aceste lucrări în teritoriu. Teritoriul trebuie să fie securizat, să nu aibă acces copiii acolo. Și dacă a fost vorba de scurgeri de canalizare sau ceva, evident că se, careva măsuri de dezinfecție, posibil că erau necesare. Dacă era o scurgere de apeduc sau la rețele de termoficare, cred că nu era neapărat dintre prins careva măsuri. Doamna Valkovski, și în situația când se întâmplă așa situații, așa cazuri, grădinița, administrația grădiniții are vreo vină cu toxinfecțiile astea și enterovirus? Desigur că toți, într-o măsură oricare, poartă o vină. Fiindcă noi trebuie să protejăm pe copii și ca atare să le să aibă niște condiții normale copiii în grădiniță. Dar cu părere de rău, în grădiniță, în majoritate, grupele sunt supra-solicitate și cadrele nu sunt completate, îndeosebi cadrele auxiliare, deci de dacile sau ajutorii de educatori. Și aceasta, desigur, este o problemă majoră în instituțiile preșcolare. Desigur, în așa fel și este vinovat și personalul medical. Deoarece deseori se spune, da, copilul mi-a vomitat în grădiniță. În cazul acesta, trebuie personalul medical să colecteze probele de vomitive și să le dea la examinare. Scheme salvare să le dea la examinare de laborator. Și fiecare poartă vina în felul lui. Dar dacă poartă vina în felul său, în felul lui, noi cum îi tragem la răspundere? Cum să ia atitudine instituțiile care să ceară din ei ca să facă altfel, ca să nu mergem în cazuri multiple de îmbolnăviri? Nu, în cazurile este desigur serviciul de sănătate publică, ieșind la fața locului cu evaluările, întocmește și procese verbale de contravenție administrativă. Dar, cu părere de rău, amenda unui director sau unui personal medical este de la 100 până la 300 de lei. Doar? Doar.
Vai de mine, păi atunci nici nu vânt rece nu l-ajunge cu 300 de lei achitați. Atunci se va continua și, Artur, la dumneavoastră știu că ați spus că a fost un copil care a vomitat în grupă. Bun, da, asta e și chestia, că una e când administrația anunță, da, serviciul public, altă chestie e când se întâmplă la tine sub nas o astfel de problemă și măcar nici nu este atenționat părintele, nu că serviciul, da, de medicină, dar părintele nu este atenționat că uite copilul tău se simte rău. Izolează-l, dă-l într-o parte și hotărăște problema, da, mai departe. Atunci copiii au fost lăsat să doarmă împreună, iar s-au trezit, iar au mâncat, cine știe și le-au mai dat, și iar nu știu la cine, de când au fost bolnavi, la cine cât de repede s-au agravat chestia asta. Și uite, eu cred că s-au transmis, da? Și asta e problema, că la noi administrația nu e competentă, da? Adică e nouă. Nu, e teme. Eu clar că ai frică de a nu veni un control la tine. Păi, dar eu cred că cel mai corect să fii cinstit, în primul rând, cu părintele, nu? Atunci, deja se hotărăște pe alt cale mergi, da? Dar când tu nici nu anunți părintele, măcar suni părintele și spui că uitați-vă, dar nu măcar pe un părinte, dar trebuie să anunți toți părinții din toată clasa. Spui, la noi s-a întâmplat așa. Vă rog frumos, veniți mai devreme, luați copiii, și mergeți la medic, faceți examinare și vedem deja mai departe care e chestia. Da? Se ascunde, lumea se teme. De ce te teme? De ce tu te temi dacă tu nu știi? Asta a venit ori copilul de acasă, ori pe loc. Doamna Volkovski, ați văzut ceva să adăugați aici? Nu, trebuie cercetarea la timp să fie și atunci eu cred că factorii de risc acum veți merge la grădinița 100. La grădinița 100 specialiștii noștri și-au fost. Au fost deja? Au fost. Deja pe un singur caz. Acolo au fost efectuate examinări de laborator din mediul înconjurător. Au fost examinați contactații printre copii și personalul grădiniței. Și care s-au luat careva măsuri. Rezultatele ieri au fost. Ieri ați fost. Dumneavoastră ați fost, domnul Cojucan? Am fost împreună cu medicul epidemiolog, deci când am aflat despre cazul care s-a întâmplat, mai ales că bilețele de socializare se vorbea de mai mulți copii, evident că am mers la fața locului. Dar vă spun că prin sistemul de alert era doar un singur caz declarat. În continuare, asistenta medicală a telefonat copiii care lipsau din aceeași grupă, în careva părinții au spus că da, sunt avut ceva semne de maladie, dar nu s-au adresat la medic. Și în ce a vorbit și domnul Volcu, s-a investigat personalul care a fost în contact, personalul blocului alimentar, și s-au propus măsurile de supraveghere respective pentru grupă. Pentru ceilalți copii care au lipsit în ziua aceea, s-a stipulat că poate să frecventeze grădinița numai la prezentarea certificatului de la medicul de familie și investigația la portajul de germe patogene a grupei intestinale. Vreau foarte mult astăzi să reușim să vorbim și cu un pediatru. Regia, vă rog frumos, faceți legătura cu pediatru Oxana Turcu, care ne va spune ce se întâmplă, care sunt urmările sau ce se întâmplă cu copiii, dacă durează mai mult fiebra sau gradul de complexitate a bolii în dependență de vârstă. Sunt copii și mici, de 11 luni eu am citit care copilul de grădiniță a adus virusul în casă și copiii mai mici s-au îmbolnăvit de acest virus. Vă rog frumos foarte mult, regia, atunci când va fi doamna Turcu pe fir, să îmi faceți semn. Spuneți dumneavoastră, dacă, domnul Artur, dacă ați zis că copilul, cât timp a durat această semnele de că este bolnav? Păi, simptomele? Luându-l de la grădiniță, da, deja copilul era palid, nu era atât de energic, da, stare de somnolență și la fiecare câțiva pași, da, copilul pur și simplu se oprea, se așeza în prizorul 3 și ținea de burtică. Așa, la care ajungând acasă, peste asta, în moment, asta undeva a fost, cred că pe la vreo 8 jumate, undeva pe la 8 jumate s-a început voma, diaree și deja pe parcursul nopții la fel a fost încă voma. Deci exact simptomele se repetă, sunt aceleași la toată lumea și la noi a fost exact același lucru. Regia îmi spune că este doamna Turcu pe fir. Alo, bună seara! Alo? Da, doamna Turcu, bună seara!
Bună seara! Vreau, vă rog frumos, să-mi spuneți, întrebarea mea este de ce, adresându-ne la medici, la spitalul de infecțioase, diagnozele sunt atât de diferite și ce înseamnă enterovirus și cum trebuie el tratat corect ca să nu avem complicații? Deci, diagnozele nu sunt într-o atât de diferite. Un medic va numi gastroenterocolită bazându-se pe termenele clinice, adică copilul vomită, are scaunul infectiv. Altul va numi enteroviroză bazându-se pe etiologie. Susținem că majoritatea gastroenterocolitelor sunt de etiologie virală. Faptul că e rotavirus sau alt enterovirus, deja aici avem nevoie de date de laborator. Deci eu nu văd mare diferență în divergență în diagnostică. Ce trebuie să facă părintele în primul rând în acest caz sau dacă se mai întâmplă la părinți? Ce trebuie să facă în primele momente când vede că au început vomitările, febra e 37 și ceva și copilul este apatic? Deci, primul rând, ce trebuie să se previe părinții este deshidratarea. Pentru că însăși virusul nu este într-atât de periculos, este ca și o altă viroză, cum ar fi cea respiratorie, care se tratează de sine stătător. Dar deshidratarea care se vine în rezultatul acestor vomi și diarei poate fi foarte periculoasă. Și cu cât copilul este mai micut, cu atât deshidratarea este mai severă. În primul și în primul rând, punctul foarte al tratamentului este deshidratarea. Și aici părinții de obicei nu se isprăvesc, pentru că este foarte simplu să dai o pastilă o dată, două, trei ori în zi și să-ți ai de grijă. Pe de altă parte, dehidratând copilul, trebuie să stai cu el alături 24 de ore, uneori și mai mult. Deci nu era nici, doamna Turcu, nu era nici într-un caz situația să dai copilul la grădiniță. Trebuia să-l ții alături, să-l rehidratezi, să-i dai din oră în oră Reghidron sau alte apă, da? Sau ceai. Deci nu din oră în oră, din 3 în 5 minute. În 3 în 5 minute. Și cu lingurița, nu-i pui doar în biberon ca copilul să dea singurel, dar îi dai cu lingurița și chiar dacă copilul doarme, îi turnăm la punctul curii. Și atunci rehidratarea îi va ajuta copilajului să se isprăvească de sine stătător cu această problemă. Am înțeles. Alte medicamente nu este necesar de administrat. Deci, simptomatic. Dacă copilul face febră 38-5 și mai mult, se dau antipiretice. Dacă scaunul este dereglat, deja se implică cu alte medicamente. Dar, în principiu, este rehidratarea. Am înțeles. Complicații după enteroviroză? Deci, ca și orice alt virus, pot să surveni complicații ca afectarea corpului, inimii, plămânașilor, creierului, dar de obicei aceste complicații sunt foarte rare și vin mai mult la copilașii care au probleme cu aceste sisteme, adică probleme primergătoare. Și atunci ei sunt mai susceptibili la complicații severe. Dar altfel, copiii sănătoși de obicei nu fac complicații. Dumneavoastră, în perioada aceasta de două săptămâni, o lună, care spune doamna Volkovski că este o perioadă mai acută în decursul anului, ați primit solicitări de la părinți să fie informați sau copiii cu așa simptome? Este adevărat. Avem acum o creștere a enterovirusilor, dar este și sezonul acestora. Sezonalitatea enterovirusilor este pe timp de iarnă, foarte rece, și pe timpul verii. Începând cu iunie și terminând cu luna septembrie, deci vom avea o creștere a infecțiilor intravirale. Noi nu trebuie să în situații de acestea să nu vorbim la temă și să spunem că a trecut și hai mai departe. Oricum trebuie să atenționăm și părinții și administrațiile grădiniților ca să fie mai atenți și să igiena să o păstreze. Eu așa corect înțeleg. Este adevărat. Chiar dacă este, cum spuneți, sezonier. Chiar dacă este sezonier, enteroviroza apare în fiecare an la această. Oricum trebuie să ne alarmăm și să punem întrebările de rigoare. Este foarte măsuri de igienă și părinții să fie foarte responsabili. Dacă apare primele semne de febră, vomi și diaree, copilul trebuie să nu acasă și nu duc în colectivitate.
Am înțeles. Eu vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră din această seară. La telefon a fost Oxana Turcu, pediatru. Revenim aici. Deci am ajuns la concluzia că este responsabilitatea administrației ca să fie atenți și a părinților cel mai mult în cazul în care apare aceasta, neapărat să-și țină copilul acasă. Așa înțeleg eu, doamna Volkovski. Da. Eu vreau să adaug la infecția enterovirală, că acum merge anume ancina herpetică, forma ancinei herpetice la infecția enterovirală. În perioada aceasta la Spitalul de Boli Infecțioase. Adică încă o... Da, sunt mai multe forme a infecției enterovirale și angina herpetică și miozite și meningită seroasă, dar acum merge și de ce e că simptomul acesta apare, desigur că se pune infecția enterovirală. Am înțeles. Vorbeam înainte de emisiune. Dacă se repetă peste o lună sau peste două, ce trebuie să facă părintele? Desigur, părintele trebuie să bată alarma și să facă examinări de laborator, să consulte specialiștii ca să, dacă aveți în vedere, dacă s-o întorci infecția, da, adică infecția. Au avut odată gastroenterită acută și după aceea mai bine odată, da, gastroenterită. Clar lucru că trebuie să examineze copilul mai detaliat, să n-aibă ceva mai serios, o boală mai, o pancreatită, poate fi, eu știu ce e acolo. Ardura, ați vrut ceva să spun? Da, totuși mă interesează mai tare, spre exemplu, este cazul, da? Din câte grupe au fost, am dat numai eu alarma, spre exemplu, da? Cum se pedepsește mai departe? Automat trebuie să administrația este în datorie ei ca să alarmeze instituțiile care au grijă de așa ceva, sau adică nu intră în responsabilitatea administrației să sune la centru de sănătate publică ca să spună, uite, la noi în grupă, în grădiniță, sunt așa cazuri, da? Pe lângă, nu e doar o grupă, dar sunt trei grupe, da? Uh-huh. Ce, cum se pedepsește, da? Asta e interesant, pentru lumea tașe. Nimeni nu spune, nimeni nu ia nicio măsură. Atât cât părinții se tem să dea o alarmă cum te duci la centru de sănătate și după asta îți duci mai departe. E să-ți faci mare farfal și așa mai departe. După asta tu ești chemat la direcție și îți spune, tu și n-ai ce faci? Chestii de astea, da? Să încep cu multe, nu, știm, asta e Moldova, orice e posibil. Da, da, sau ești sunat, da, și pus la întrebări, sau, de ce ai făcut asta? Cum să trage, pe mine asta mă interesează, cine să trage la răspundere, pentru că, da, eu am alarmat și s-o dus, s-o controlat și mai departe, pe mine asta nu mă calmează, da? Mie trebuie să cineva să fie tras la răspundere, ca pentru data viitoare, asta cumva să intre în cap la om, la administrație, la director, la educator, la asistent, la medical și tot așa mai departe. Parte, înseamnă trebuie de alarmat, trebuie de dat de știri, de anunțat, tot așa mai departe. Informare. Informare, da, asta nu trebuie de ascuns. Domnul Cojucaru. Deci, aș vrea să încep aici cu obligațiunile de funcție la fiecare etapă. Copiii se primesc, există filtrul matinal a copiilor. Deci, educatorii sunt obligați să discute cu părinții cum s-a manifestat copilul acasă, dacă nu a avut careva simptome de maladie sau altceva. În fiecare dimineață, asistentul medical, nu, treci, educatorul trebuie să facă împreună acest lucru. Cu asistentul medical, poate, nu? Poți, da, eu, dacă urmă dumneavoastră, da, să interveniți, dacă nu o să fie clar. Bine. Deci, sunt obligați educatorii să facă acest lucru în grupele de creșă, inclusiv și termometria copiilor și înregistrarea datelor în registrul respectiv. Dacă este ceva suspect, asta trebuie să fie făcut față de părinte sau cel care însoțește copilul. Fiindcă dacă se stabilesc careva semne de maladie, să fie persoana pe loc, să invite lucrătorul medical și să decide ce să face mai departe copilul. Fiindcă vă închipuiți, într-o instituție un singur lucrător medical nu poate să primească 200 de copii odată. Dar pe parcursul zilei, oricum e obligat lucrătorul medical să meargă prin toate grupele, să vadă care e starea de sănătate a copiilor, cum au fost primiți ei, deci filtrul matinal, dacă s-au realizat. La toate instruirile de care să vorbim, să informați și lucrătorii medicali, și administrația, și educătorii. În caz că un copil manifestă careva semne de maladie, ceea ce a spus și domnul Artur, copilul trebuie să fie izolat și să invite lucrătorul medical după ce se decide care e situația. Evident că la înregistrarea cazurilor, administrația este obligată să
informeze Centrul de Sănătate Publică despre ceea ce se întâmplă. Dar nu informează în multiple cazuri, pentru că se tem că o să veniți și o să începeți la nu e problema că tem că noi am să venim, e problema că noi, ceea ce s-a vorbit și de granița 100, un singur caz a fost înregistrat. Ceilalți s-au stabilit de acum prin cercetare, că mai sunt cazuri și așa mai departe. Nici ei din start nu cunoșteau toată situația. Nu vreau să spun nimic aici, nici în apărarea lor, nici în detrimentul lor, dar și părinții, văzând că au careva probleme de sănătate, chiar dacă n-au mers la medic, trebuie să informeze măcar instituția și să-i avertizeze. Uitați-vă ce se întâmplă, deci este o problemă ca ei mai departe se poate anunța despre aceste cazuri. Artur, v-a fost clar? Eu, după câte știu, unele instituții preșcolare nu au asistenți medicali în statele de personal pentru că lipsește că salariul este prea mic și... Dar dacă este? Dar dacă este, el nu face acest lucru despre care vorbește domnul Cojocaru. Să întâmpine în fiecare, la fiecare copil, să întrebe părintele, dar cum te simți? Dar cum a avut noaptea? Cum a dormit el? Dar să-i mai pună și termometru? Nu știu, domnul Cojocaru, dacă mai face cineva. Eu vorbesc de educator, nu de asistenți medicali. Da, dar medical. Eu zic că și asistenții medicali în grădinițe private se întâmplă așa situație. Nu vorbim de private, vorbim de grădinița. Eu vă spun despre grădinița 100. Am înțeles. Domnul a adresat câteva întrebări. Educatoarea dumneavoastră vă întâmpină așa? În fiecare dimineață? Băi, nu pot să vă spun că te întreabă cum ai mâncat, cum ai dormit și tot așa. E, în principiu se vede că copilul vine cu bună dispoziție și eu cred că asta pentru dânsă e deja... Dar aici întrebarea mea este deja în calitate de jurnalist. Atunci când mergeți la instituțiile preșcolare, se fac niște instruiri a cadrului didactic cum trebuie să comporte în așa situație sau nu aveți numai decât dacă se duc cu evaluarea anume la problema bolilor diareice acute, atunci cu grupul de educatori, auxiliari, cum este posibil, fiindcă nu pot să lese toți copiii, dar parțial se efectuează, se petrec lecții, convorbiri și se atenționează problema bolilor diareice acute. Tot așa se obligă tot personalul medical și acel din medicina primară și personalul medical din instituția preșcolară să același lucru să-l facă cu părinții. Măcar prea, prin discuții, dacă nu lecții dacă sau... Dacă avem de față părintele, sau au fost întreprinse careva ședințe de comunicare, de informare? Cum se comporte părinții la grădinița 100? Ele au fost careva adunări, dar ele au fost de ordine organizatoric. Da, organizatoric. Ce trebuie să aduceți și câți bani trebuie să mai plătiți. Altceva, da. Da. Bine, eu cred că aici au tras concluziile de rigoare și vreau să trecem un pic la alte teme, dar este, după părerea mea, este stresant, foarte stresant când te trezești cu copilul sănătos că l-ai dus la grădiniță și l-ai luat seara și ai așa situații și nu știi ce să faci și mămicile cât de deștepte nu ar fi, dar în momentul când ai un copil bolnav în brațe, devii tare, tare, nu vreau să zic acum, dar nu știi unde să te duci, ce să întreprinzi și ar fi bine să știm cum să, corect, unde să ne adresăm și ce să facem. Și atunci, cred că astăzi, dacă mai urmează așa situații, vom reacționa corect, dragi părinți, și nu vom lăsa ca ceilalți părinți să se îmbolnăvească de enterovirus. Acum, pentru că este perioada de vară și au început activitățile, taberele de odihnă, vreau, vă rog frumos, să-mi spuneți care a fost situația după ce ați mers pe 15 iunie cu controle la taberele de odihnă, doamna Volkovski. Sau domnul Cojocaru aici vorbește. Domnul Cojocaru. Deci... Pentru că acolo iarăși pe rețelele de socializare a apărut o sumedenie de întrebări. Meniul la unele tabere este 91 de lei, prânzul 40 de lei, ce trebuie să mănânci de atâția bani? Igiena în bucătării, cum dorm, de câte ori fac baie, cine a primit toate lucrurile astea, verificările astea? Deci, dacă vorbim de diferențele acestea în meniuri, fiecare tabără elaborează meniul și îl coordonează în modul stabilit. Era important ca meniurile să fie elaborate în conformitate cu prevederile recomandărilor pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică, să nu fie incluse produse nerecomandate pentru copii și elevi. Deci, referitor la prețul, cât costă dejunul sau asta, asta a fost, cred, stipulat în caietul de sarcini. Pe noi ne interesează
cum este repartizată valoarea energetică a bucatelor pe parcursul zilei, spunem la dejun, prânz, chindii și cină, sau cina a doua chiar, fiindcă copiii sunt 24 de ore acolo. Deci, evident că și în taberele de odihnă se întâmplă careva încălcări, dar deci, încălcări de genul nerespectării regimului igienic, deci încălcări la igienizarea încăperilor. Se întâmplă, dar se aplică măsurile respective, deci în dependență de graviditatea încălcărilor și măsurile respective se aplică. Nu, la moment, în zona de odihnă, Vadul Vodă, activează 10 tabere de odihnă. În municipiul Chișinău, taberele cu sejur de zi mâine se finisează activitatea, deci 15 zile au trecut, expirat. Mergeți iarăși cu alte verificări? Sau nu? Deci mâine e ultima zi de funcționare a taberelor cu sejur de zi, două tabere mai rămân, pentru una pentru a doilea schimb și una încă pentru o săptămână, că a început cu activitatea cu o săptămână mai târziu. Cele de la Vadul Vodă se monitorizează în fiecare schimb taberele, inclusiv cu folosirea metodelor de laborator, a produselor culinare care copiii le primesc, a calității apei din piscinile care sunt în teritoriul taberilor. Deci mergem cu evaluarea condițiilor și... Dar dacă sunt situații când nu sunt toate condițiile respectate, ce se întâmplă? Știți unde aici apare o situație confuză? Când aceste localuri, restaurante, cafenele, aleargă după Centrul de Sănătate Publică pentru a primi un certificat de funcționare și nu le dați voie până nu respectă fiecare punctuleț și fiecare trebuie să fie până la 100% îndeplinit fiecare obiectiv, nu se deschide niciun local, dar o grădiniță care vin cu copiii mici și stau acolo, se deschide și după aceea apare situația că acolo nu este un loc, nu este potrivit, celălalt lucru nu este potrivit. Asta îmi pune o întrebare. De ce ne permitem să ne batem joc de sănătatea copiilor? Noi vorbim de tabere ori de grădiniță? Și de tabere. A, de tabere. De tabere. Deci la început, toate taberele au fost verificate, inclusiv de comisia formată prin decizia Consiliului Municipal, au fost evaluate de comun cu Direcția Educației, Tineret și Sport. Înainte de a primi autorizație sanitară, fiecare tabără a fost verificată de reprezentanții Direcției Municipale pentru Siguranța Alimentelor, Serviciu Tehnic sau Serviciu de Salvatori, fiindcă era imposibil ca ei să obțină autorizare sanitară fără ca să fie... Dar cum se face că apar situații de-astea? Pe parcurs, în timpul activității, evident că aici există factorul uman. O servitoare face curățenie mai calitativ, o altă servitoare face mai puțin calitativ. Dacă vorbim la situația cei care au fost mediatizate, știți, orice lucru se cunoaște în comparație. Fiindcă, dacă vorbim la concret de tabăra Cerișare, că știu despre ce vorbiți, din 8 locuri, 5 sunt reparate capital, unii sunt făcute odăi mai mici pentru 3-4 locuri, 3 blocuri nu s-au reparat în capital, deci odăile sunt mai mari cum erau anterior, dar în fiecare an se repară câte un bloc. Deci trebuie de mers în măcar un bloc așa și altul așa, de văzut care este situația. Dacă vă referiți la apa caldă, boilerele cele au fost conectate, acele nu sunt boilerele pentru dușuri, acele sunt boilerele doar pentru lavoar. Dușurile sunt separate în acea tabără. Dacă la dinși se încălzește apa în bazin, vă închipuiți că trebuie să fie și apă caldă în dușuri. Cred că e imposibil în bazin, în piscină să se încălzească apa, dar în dușuri să nu fie apă caldă. Deci nu trebuie de tratat unilateral. Bine, la Vadul Vodă, taberele care spuneți dumneavoastră, au voie să meargă cu copiii la Nistru? La scaldat, nu. Dar cineva vede să se face asta? Deci, toți sunt preîntâmpinați că copiii n-au dreptul să scalde. Nu vorbim de râul Nistru, fiindcă ei mai ies în afară. Orice bazin acvatic. Ies în afară taberei, mai sunt lacuri, poate în jur. Deci toți sunt instruiți că este categoric interzis scaldatul în alte surse de apă decât cea din tabăr, fiindcă toate tabările dispun de piscine și nu este necesar ca să meargă la lac sau la râu să scalde. Deci să înțeleg, la noi în Chișinău toate bazinele acvatice, lacurile sunt infestate și nu este voie să ne scăldăm în ele, da, doamnă Bălcovski? Ele mai mult sunt periculoase, adică sunt infestate organic, dar ca atare la 3 puncte de santinel, la 3 lacuri, la plaja de la Nistru, la Vatra și la începutul râului Bâc, la scurgerea râului Bâc, se efectuează săptămânal analize, examinări la biberon
biberonul holeriformic. Și acest biberon a fost în râul Vatra ultimele două săptămâni depistat. De ce nu este recomandat ca să fie scaldatul în acest râu? Fiindcă totuși acest vibrion, la înghițirea apei, poate să dea o gastroenterocolită provocată de acest vibrion. Am înțeles. Vreau să vă mai întreb, pentru că atât de mult s-a discutat despre asta, ce s-a întâmplat și care au fost schimbările în legislație sau ce propunere a transmis Centrul de Sănătate Publică privind alimentele alterate și scandalul acela care a durat o perioadă destul de lungă? A fost o finalitate? Deci, la sigur, a fost problema discutată de câteva ori la ședința Comisiei Parlamentare. Nu, Centrul de Sănătate Publică a prezentat careva... Păi, la sigur că am prezentat careva propuneri referitor la... Deci, fiecare specialist din toate domeniile au prezentat propuneri, nu numai noi ca Centrul de Sănătate Publică sau ca Serviciul de Supraveghere de Stat Sănătății Publice. Inclusiv și la... modificarea codului contravențional, ceea ce dumneavoastră spuneți cu o amendă de 100-300 de lei e zero, deci... Ca să se mărească amendele. Să fie mărit sancțiunile. Plus la asta a fost evaluate toate școlile și instituțiile preuniversitare din municipiul Chișinău de Comisia Comună, Direcția Siguranța Alimentelor Municipală, Centrul Sănătate Publică și Administrația Publică Locală, care a fost reprezentantă prin conducătorii direcțiilor de învățământ din sectoare. Ca rezultat, au fost elaborate prescripții sanitare în adresa fiecărui instituție unde au fost stabilite deficiențe, cu un termen pentru lichidarea acestor lacune. Și în termenii stabiliți de prescripție, ele vor fi repetate, vor fi evaluate repetat și atunci vor fi aplicate careva măsuri. Plus la asta, pe parcursul evaluărilor, când se desfășurau evaluările, unde au fost stabilite încălcări grave la moment, au fost aplicate și sancțiuni prin administrative către persoanele responsabile. Am înțeles. Și ultima întrebare este când totuși grădinițele vor respecta meniul propus de sau recomandat de Ministerul Sănătății și cine are puterea de a monitoriza în grădinițe respectarea acestui meniu? Pentru că sunt sigur acum dacă îl întreb pe Artur ce mănâncă copilul său, ei nu mănâncă exact cum scrie acolo și lipsesc fructele, lipsesc salatele și aici mă interesează cine are puterea de a merge și eu personal am mers în câteva grădinițe și nu am văzut acolo fructe. Motivul a fost că el era un depozit, dar mi s-a spus că meniul pe zi costă 21 de lei și 19 bani și depășește și nu poate să introducă mărul celă. Doamna Volkovski. Dacă îmi permiteți tot să răspund la această întrebare. Într-adevăr, meniurile au fost elaborate în conformitate cu recomandările. Dar totul depinde de ce produse sunt în instituții și mai există și factorul că în același sector care dispun de aceleași produse alimentare, comanda nu se face corect la produs. Deci noi am răspuns acum recent către Ministerul Sănătății la o adresare a părinților solidari. Deci vin cu un exemplu simplu, nu numesc numerele la grădiniță, dar în același sector, într-o grădiniță, pe parcursul a două luni, 17 ore a fost salată, în alta de 38 de ore. Deci înseamnă că nu a fost corect făcut comanda și nu se conduc de meniul care a fost coordonat în mod stabilit. Plus la asta mai există problema, aici cred că trebuia invitat cineva din direcțiile de educație, fiindcă asigurarea cu produse alimentare este o chestie nu chiar ușoară. Dacă vorbim de grădiniță 100 ca exemplu, ieri în convorbirea cu șeful direcției Rășcani, văzând că nu sunt toate produsele și este o perioadă, s-a motivat. Agentul economic a refuzat să mai livreze, deci n-a rezistat la prețul, eu știu, la timpul ăsta de livrare. Și ieri s-a perfectat un contract de mică valoare ca copiii să nu rămâie fără fructe, fără legume, mai ales că este perioada de vară. De vară, da. Deci aici foarte mult depinde de achiziții, dar și părinții ar trebui să fie mai insistenți către direcțiile de educație care sunt responsabili pentru desfășurarea licitațiilor și achiziții. Deci următoarea emisiune, dragi părinți, eu promit că o vom realiza împreună cu Direcția de Educație Tineri și Sport de la Municipiul Chișinău ca să punem aceste întrebări. Dar spuneți-mi, e valabil ca să nu fie în perioada de vară la fruct banana toată vara, să mănânci copilul
sucul, banană și măr, de ce nu putem să... Recomandările când au fost elaborate, s-au elaborat orientativ la fructele și legumele de sezon de la noi din țară. Dar că ei livrează banane, deci iarăși depinde ce au achiziționat ei, ce au contractat. Artur, la dumneavoastră, în afară de banane, mai mănâncă ceva fructe? Până cont. Mere, ar fi rău. Da, e trist. E trist aici, la capitolul acesta. Sper că noi vom... Eu cred că meniurile se vor îmbunătăți și oamenii, directorii de grădiniță și direcțiile de educație, tineri și sport, cine a mijlocit în sate. Eu nu am mers în sate, dar eu îmi imaginez că și în sate este o situație cu meniul, nu ceea care ne-o dorim. Și copiii suferă cel mai mult, da? Că nu putem acasă să-l îndopăm cu aceste fructe dacă el merge la grădiniță. Doamna Volkovski, vreau doar încă o întrebare care aici un părinte are și dacă calitatea produselor de igienă la noi în Republica Moldova, pe care noi le procurăm pentru copii și mâncare, în supermarketuri și magazine specializate pentru copii, trece un control și noi știm ce cumpărăm să hrănim copiii? Da, ei tot au certificate igienice, toate articolele care le procură, ei trebuie să dețină certificate igienice la primirea în aceste magazine. Și pentru, dacă vorbim despre produsele alimentare, aici sunt specialiști din Agenția Națională Siguranță Alimentelor, care permanent verifică aceste produse. Artur, dacă mai aveți vreo întrebare, noi da, aici punem punct. Eu cred că în punctul ăsta de vedere cu tipul de alimentare, eu cred că directorii de grădiniță ar trebui cumva, eu nu știu, să facă poate un contract, nu cu un intermediar, da, de care aduce, da, da, direct cu producătorul. Cu producătorul, știți că la noi este așa la Nicumetru, de eu să-i fac lui unghine și el nu contează, principalul că se poate de vărât, cumva de ascuns, de spălat și tot așa mai departe. Și din cauza asta, iarăși, cine ar de suferit? N-au decât copiii noștri, da? Dar și e important. Important că dacă copiii noștri să fie sănătoși, noi să fim mult mai calmi, mult mai liniștiți și de la asta o să aibă de câștigat atât și educatorii, directorii și în general cred că toată țara o să fie mult mai sănătoasă, da? Da. Eu vă mulțumesc pentru prezența aici. Sper că toți au luat ceea ce a fost informativ pentru administrările de grădiniță, pentru părinți. Dar la final vreau să zic că prețul închiderii grădinițelor totuși la noi cu zi ce trece se ridică la sănătatea copiilor. Iarăși ajungem la care a fost prețul acelor 42 de zile. În ultima săptămână avem 2 copii la Orhei otrăviți, 3 copii cu traume de la 2 până la 5 ani și un copil a fost lovit de tren. Mie mi-e interesant dacă acești copii fac parte din categoria aceea unde grădinița s-a închis și părinții, neavând unde lăsa copilul, l-au dus la țară, la bunei și la alte rude. Îmi pare foarte rău că nu am primit nicio reacție și atât grupul Părinți Solidari cât și emisiunea noastră au discutat la această temă și nu am ajuns la un numitor comun. Vă mulțumesc mult, vă doresc succese și sănătate, Artur, pentru băiețel. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, punem punct aici. La revedere! La revedere.